Pun această mărturisire a fetei care ne-a mărturisit, sigur, înspre seară. Bunica ei era credincioasă și, sigur, tot timpul invita la biserică, le spunea felul cum se poartă și lucruri de felul ăsta, cum de regulă procedăm, deși nu întotdeauna este chiar așa de corect, dacă nu o facem în dragoste. Ea a plecat de acasă și și-a venit la Cluj, unde a început școala. Sigur, acolo și-a trăit viața, cum a crezut ea. Dar Dumnezeu avea un alt plan. După câte am înțeles, a umblat pe Albinei în Cluj, la Biserica Albinei. Acolo a venit vremea când Dumnezeu a cercetat-o. Ne-a mărturisit cu lux de amănunte. Era undeva la balcon. Cum a venit ca un vârtej prin adunare și auzea cum Duhul Domnului cerceta pe unii și s-a oprit în dreptul ei. Și spunea sora, credeam că mă despic, credeam că acolo mor. Și atunci mi-am dat seama și mi-am adus aminte de cuvintele bunicii și am zis, ăsta-i Dumnezeu. Nu există asta altă explicație decât că ăsta-i Dumnezeu. Și zice, m-a schimbat Dumnezeu pe loc. M-am dus înapoi imediat la cămin unde stăteam, am aruncat hainele, un singur haine de schimb mi-am lăsat, toate le-am aruncat, inclusiv țigările. Spunea, mă gândeam, îmi venea gândul ca să le dau la colegi. Cum să dau, zice, să-i mai intoxic și pe alții? Am aruncat și țigările. Dar ce vreau să spun cu asta? Sigur, între timp a apărut o boală de ochi care a persistat și tot a progresat foarte mult și a terminat școala, a dat la facultate și, sigur, problema ochilor era o problemă acută. Nu avea altă soluție de ceea ce medicii spuneau, cu 100%, zice, vei rămânea fără vedere. Durerile erau inexplicabile, spunea sora, insuportabile. Operația nu garanta absolut nimic. Chiar dacă mi s-ar fi făcut operație, nu garantau absolut nimic. Sigur că s-a găsit cineva cu bani care ar fi vrut să financeze această operație, deși se făcea în America, ar fi venit la București, tot felul de investigații, dar până la urmă, sigur, sora s-a hotărât, dacă tot m-am întâlnit cu Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu acesta vindecă. Spunea sora, nu știam ce să fac, din pricina durerilor eram foarte așa în dubiu și am luat câteva zile de jertfă, am anunțat și acasă, am luat câteva zile de jertfă, deși cum spuneau medicii, zice, oricum operația nu garantăm absolut deloc, tu vei rămâne fără ochi. Singura soluție ca să scapi de dureri este să-ți scoatem ochii. Și sigur, asta va fi pe rând. Prima dată scoatem unul, îți punem ochi de sticlă și după aia pe celălalt. Imaginați-vă la o situație de felul ăsta ce hotărâre să iei. Dar faptul că s-a întâlnit cu Domnul, asta vreau să accentuez. Faptul că s-a întâlnit cu Domnul, ca și cei trei din Babilon, da? Ea a rămas statornică pe hotărârea ei și a renunțat la operație. Deși, spune, durerile erau insuportabile. Intrase la facultate, zice, când veneau examenele la 2 metri, nu mai puteam să deslușesc dacă este bărbat sau femeie. În așa situație a ajuns cu vederea. Și totuși a rămas încredințată în cuvântul Domnului. A zis, Dumnezeu mă va vindeca. În ultima vreme, durerile, cum spuneam, erau insuportabile, făcea la cernăuți niște infuzii sub ochi care, spuneau, erau groaznice. Și ele nu ajutau decât câteva săptămâni după aceea și am zis, Doamne, nu mai fac nimic. Tu mi-ai promis că mă vindeci, eu mă las în mâna ta. Astăzi are vederea completă, Dumnezeu s-a atins de ea. Pentru că îl cunoaște. Pentru că îl cunoaște, s-a întâlnit cu Domnul. Poți să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Și tu, cum am spus, dacă citim Psalmul 15, care a citit fratele la început, să faci asemenea lucruri și să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Haideți să nu ne înșelăm, fraților. Haideți să nu ne înșelăm. Proroc a Domnului, văzător, să spui și să proclame anumite lucruri că în seara aceasta și așa și așa se va vedea și să nu se întâmple nimic, dar nu se poate. Dar nu se poate. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și El face ceea ce spune.
Acesta este Dumnezeu cel adevărat.